îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din ceruri și pe pământ. Și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți Sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar aceluia ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Aceasta este una din rugăciunile și din obiceiurile pe care le avea Apostolul Pavel și de data aceasta relatează aceste cuvinte în epistola sa către Biserica din Efes și spune: iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din cerul și de pe pământ. Și toți care suntem în seara aceasta în casa lui Dumnezeu și purtăm numele de copii ai lui Dumnezeu, numele acesta frumos la familiile noastre, la copiii noștri, ne este tras, ne este dat de Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și spune Apostolul mai departe și îl rog, am rugăminte la acest Dumnezeu mare care mi-a dat acest nume frumos de copil al lui Dumnezeu, care mi-a transformat și mi-a schimbat viața, îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă, spune Apostolul, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul în omul dinăuntru. Și în săptămâna care ne stă în față, aceasta vrem să facem și noi. Să stăm înaintea Domnului Iisus Hristos și să-L rugăm ca potrivit cu bogăția slavei sale să facă El ca Biserica lui Manul Bune să se întărească prin puterea Duhului Sfânt în omul dinăuntru. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Pentru aceasta facem stăruință, pentru ca omul dinăuntru să fie umplut de puterea lui Dumnezeu și această putere a lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul, să se manifeste prin locuirea lui Hristos în viața noastră. Și mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Lui în omul dinăuntru, să vă întăriți prin Duhul lui Dumnezeu în omul dinăuntru. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Așa să ne întărim, așa să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu în săptămâna care ne stă în față, în serile de stăruință, încât Iisus Hristos să locuiască, spune Apostolul Pavel, prin credință în inimile noastre. Și această locuire a Domnului Iisus Hristos prin credință în inimile noastre să fie una continuă până la sfârșitul vieții. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne dea putere, să credem că Cel care și astăzi botează cu Duhul Sfânt, Cel care și astăzi, din bogăția Lui, aceeași bogăție are, poate să facă să ne întărim prin Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în noi și când Hristos locuiește în noi, să putem iubi, să putem răbda, să putem să ne sacrificăm, să putem să binecuvântăm pe cei care ne bleastămă, să putem să ne rugăm pentru cei care sunt în necaz, să putem să iubim pe frați, să iubim pe vrăjmani. Dumnezeul acesta care vrea să locuiască în noi, în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, ne va da putere să facem lucrul acesta. Credeți în toată inima lucrul acesta. Pentru cine poate să-ți dea putere să iubești pe cineva, poate care nu-ți face destul de bine, sau poate care te vorbește nu destul de bine, sau poate care, ce știu, îți face rău și tu îi faci binele. Iată că Duhul Sfânt, Dumnezeu vrea să ne dea și vrea să ne dea Bisericii Manul Bune săptămâna care ne stă în față, ca să putem să binecuvântăm ca acest Iisus care va locui prin credință în urma plinătății Duhului Sfânt în inimile noastre, ne va ajuta să înfăptuim aceste lucruri pe puterile noastre, pe strădanile noastre, pe voința noastră. Nu vom putea să facem lucrul acesta. Dar iată că există Duhul lui Dumnezeu. El spunea în Mântuitorul că nu voi lăsa orfan și El nu ne-a lăsat orfan. El și astăzi botează cu Duhul Sfânt, că și astăzi locuiește în inimile noastre. Într-o inimă mică, să spun așa, locuiește Dumnezeu. Dumnezeu nu
Întinde de mâini, făcute de mâini omenești. Dumnezeu lucrește într-o inimă care este gata să spună: Doamne, întărește-mă în omul dinăuntru. Umple-mă de Duhul Sfânt, umple-mă de bunătatea Ta, umple-mă de iubirea Ta, umple-mă de credincioșia Ta. Umple-mă, Doamne, de toate darurile bune și desăvârșite de care omenirea din jurul meu are nevoie să le exprim prin lumina pe care mi-ai chemat să fiu, Doamne, în lumea aceasta. Dumnezeu să fie înălțat și binecuvântat. Și spune cuvântul Domnului să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos. Iată că cine îl lasă pe Iisus Hristos să locuiască prin Duhul Sfânt în inima lui și prin credință în inima lui, cunoaște dragostea lui Dumnezeu. Cunoaște așa încât să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, întrece orice cea mai înaltă cunoștință. Dragostea lui Iisus Hristos întrece orice cunoștință pe care o avem noi. Această dragoste suferă totul, acoperă totul, îngăduie, rabdă, iartă. Aceasta este dragoste pe care a arătat-o Domnul Iisus Hristos pe crucea din dealul Golgotei. Cine vrea dintre noi în seara aceasta să fie umplut de puterea lui Dumnezeu în omul de la lăuntru, să exprime și el dragostea aceasta pe care a exprimat-o Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze ca toți să dorim lucrul acesta. Aceasta este chemarea noastră. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim niște oameni, să spun așa, aplăudați și primiți destul de bine pe oriunde. Nici Domnul Iisus Hristos nu a fost primit bine, dar El a știut de ce a venit. El a venit să mântuiască. El a venit să, pentru cei bolnavi, spunea Mântuitorul, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. El a venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel și Domnul a venit pentru cei care astăzi te bajocoresc, care astăzi te invidiază, care astăzi nu sunt de partea ta. A venit Domnul pentru ei și îți va da Duhul Sfânt, te va umple de puterea lui Dumnezeu, ca Hristos locuind în viața ta prin credință, tu să-ți exprimi dragostea față de acești oameni și prin puterea lui Dumnezeu acești oameni să fie mântuiți și Domnul Iisus Hristos să fie înălțat și a lui împărăție să fie lărgită pentru că El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului și să ne rugăm pentru lucrurile acestea. Doamne, umple-mă de Duhul Sfânt în săptămâna aceasta. Umple-mă de bunătatea Ta, umple-mă de mila Ta. Umple-mă, Doamne, de mila Ta, pentru că mila, spune cuvântul Domnului, bine judecata. Și-ar vrea, Doamne, să fiu un om milos și să nu mai judec, mai degrabă să mă rog, mai degrabă să stau în prezența Ta și să spun: Doamne, mântuiește, Doamne, ridică, Doamne, lărgește-ți împărăția cu oameni din zona Sanfai, din zona Chiantă, Doamne, și numele Tău să fie binecuvântat prin